bărbat din localitatea Voloiac a fost reținut de polițiști după ce și-ar fi agresat propria mamă. Oamenii legii din Strehaia au fost sesizați după ce femeia în vârstă de 83 de ani ar fi avut mai multe conflicte cu fiul său. O femeie din localitatea Voloiac, în vârstă de 83 de ani, a fost la un pas de agresare fizică din cauza unui scandal care a izbucnit între ea și fiul său, potrivit surselor noastre, acesta fiind sub influența alcoolului. La ora 21:40, polițiștii din Strehaia au fost sesizați cu privire la acest conflict. Cei 5 poliții rurale la Strehaia au efectuat în continuare urmărirea penală față de o persoană din comuna Voloiac care a adus amenințări și a exercitat acte de violență la adresa mamei sale în vârstă de 83 de ani. Față de suspect s-a luat măsura reținerii pe bază de ordonanță pentru 24 de ore și încarcerarea acestuia în centru de arest preventiv în cadrul IPJ Mehedin, urmând a fi înaintată propunere cu luarea unei măsuri preventive către parchetul de pe Gronul Judecătoria Strehaia. Totodată, în urma completării formularului de evaluare a riscului, s-a impus emiterea ordinului de protecție provizoriu împotriva bărbatului. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de violență în familie și amenințare, bărbatul fiind reținut pe bază de ordonanță de reținere pentru 24 de ore, iar parchetul de pe lângă Judecătoria Strehaia a dispus măsura controlului judiciar pentru 60 de zile.